Emisiunea vă este oferită de Casa Plant, divizia de vânzări online a grupului de firme Glisando. Seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele. Cu bucurie ne întâlnim cu dumneavoastră pentru că nu suntem convinși că vine primăvara, dar simțim un iz de primăvară. Se mai anunță ceva momente de temperaturi scăzute, dar să sperăm că nu ne vor lua prin surprindere și să sperăm că nu ne vor strica recoltele la pomii fructiferi și în acest an. Mare atenție la răsaduri, la culturile protejate, să aveți sistem de încălzire în momentul în care vor surveni acele nopți cu temperaturi negative, astfel încât temperaturile să nu scadă foarte drastic, pentru că plantele atunci când sunt tinere și pomii sau frunzulițele plantelor care sunt perene, când sunt tinere, sunt cele mai vulnerabile. Și cel mai vulnerabil în fața înghețurilor târzii de primăvară sunt florile, care din păcate nu avem ce să le facem și nu avem cum să le ajutăm, pentru că polinul este cel mai sensibil chiar și la temperaturi scăzute, dar pozitive la unele specii. Polenul nu se maturează, motiv pentru care va trebui fie să întârziem puțin intrarea în vegetație, dar din păcate temperaturile din luna februarie nu ne ajută cu acest lucru, dar să sperăm că vom reuși să depășim momentele dificile și vom reuși să facem și tratamentele la timp, pentru că primăvara ne vor împiedica și precipitațiile să aplicăm tratamentele la timp, precipitații care, coroborate cu temperaturile pozitive, sunt generatoare și de boli, pe lângă faptul că ne împiedică să facem tratamentele corect. Dar dacă vorbim despre tratamente și dacă vorbim de aplicarea lor corectă, îl avem și astăzi alături de noi pe invitatul emisiunii, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Și împreună vom încerca să dăm răspuns tuturor solicitărilor și întrebărilor dumneavoastră, sosite fie la cele două numere de telefon pe care le aveți afișate pe ecran, unde puteți să sunați și să intrați în direct cu noi, fie la întrebările sosite pe adresa de e-mail a emisiunii, pe care o să o vedeți afișată pe ecran pe parcursul emisiunii. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Dar mă scuzați că vă deranj. Nu este deranj. Vă ascultăm. Domnul Ghibu spunea acum vreo 2 ani că nu e bine să văruim pomi, să dăm cu var pe pomi. Acum am ascultat emisiunea și zicea că dăm. Cum e? A apărut cu ceva special? Sau... Noi recomandam acel produs alb, nu să nu fie var, ci să fie teracalco, în combinație cu Nicea, care este un adjuvant pe bază de silicon, care ajută ca produsele să nu fie spălate de ploaie și să rămână lipite pe trunchiul pomilor, și în combinație și cu un insecticid. Îl recomandam în toamnă repelent, pentru că repelenții îndepărtează și animalele sălbatice care pot atenta la scoarța pomilor tineri. Fiind urât mirositor, atunci rozătoarele, iepuri, căprioarele vor sta departe de pomii tineri să nu le roadă scoarța. Acesta este motivul pentru care noi am recomandat înlocuirea varului cu produsul Teracalco. Teracalco este alb, vine cu un aport de calciu, nu crapă scoarța, nu arde scoarța pomilor, Nicea lipește combinația pe trunchiul pomilor și nu lasă ca ploaia și apa să spele aceste produse de pe scoarța pomilor, și insecticidul omoară insectele prezente pe scoarța pomilor și ține animalele sălbatice, rozătoarele, departe de pomii. Vreau să faceți dumneavoastră un experiment, să vă documentați singur. Într-o găleată să puneți dumneavoastră 2-3 litri de apă și puneți o pungă de var, și într-altă găleată să puneți tot așa 2-3 litri de apă și 2 kg de teracalco. După o jumătate de oră introduceți mâna, una din mâini, într-o găleată și cealaltă în cealaltă găleată. Și după 10-15 minute să le scoateți afară să vedeți cum vă arată pielea acolo unde l-ați pus-o în var și unde vă arată, cum vă arată pielea unde ați pus-o în teracalco. Și atunci vă
Vă dați răspunsul. Vă dați răspunsul singur. Eu tocmai de am cunoscut să întreb, dar să știu cum să fac. Și deci acum în perioada asta să mai pun repelent din ăsta, insecticidul ăsta Ăsta e obligatoriu să-l puneți, pentru că repelentul respectiv îndepărtează și alte insecte sau le omoară, care sunt în scorța pomilor sau pe scorță. Și găsiți ca repelent la acest moment pe site-ul Verdon produsul Talent Super. Am înțeles. Merge să dau și cu pompa astea sau trebuie să dau Trebuie să dați soluția respectivă, să o dați cu bidineaua, consistența unei smântâni. Nu iese prin pompă. Am înțeles. E o pastă. Da. Deci preparați dumneavoastră apă, Teracalco, Nicea și Talent Super. Și faceți de consistența unei vopsele pe care o aplicați fix ca și varul. Și gramajul care ar fi? Cum? Vă spun eu, un 6 litri de apă, puteți să puneți 2 kg de Teracalco, 5 ml de Nicea și 10 ml de Talent Super. Talent Super. Da. Și ați rezolvat problema. Și ideal ar fi ca această lucrare să o faceți toamna, pentru că culoarea albă nu este doar estetică, pe lângă că culoarea albă îmbunătățim noi și cu nicea și cu insecticid, ci mai ajută și pomii atunci când există diferențe mari de temperatură, între zi, insolație, noaptea, frig, pomul se contractă și se dilată din cauza că scoarța este închisă la culoare și atrage căldura sau atrage razele soarelui. Să împiedicăm acest fenomen care duce la crăparea scoarței cu această culoare albă. Atunci o să fac la toamnă, nu îmi fac acum. Da, acum faceți estetic, la toamnă o faceți și estetic și cu eficiență. Am înțeles. Și de exemplu la pomii fructiferi, am pe unele ramuri niște ca un fel de mulți sau așa a crescut, cum să dau cu anti-mulți. Da. Acolo trebuie să dați cu produsul anti-mulți cât se poate de repede. Până nu intră pomi în vegetație. Să-l bag în pompă sau să-l dau cu perii ăștia? Ăla se pune în pompă. Este un praf, o pulbere antimușul și se dizolvă în apă. 300 de grame în 10 litri de apă și se aplică cu pompa. Cu vermurelul, cu atomizorul. Cum? Îl mai combin cu ceva sau? Nu trebuie să mai combinați cu nimica. Și după ce am dat cu ăsta, îl las așa sau peste după o zi dau dați, cu perie? După ce dați cu ăsta, dacă n-ați făcut tratamentul în perioada de repaus cu mavric și cu așa, atunci la 2-3 ore puteți să aplicați produsul pe bază de ulei. Am înțeles. Și de exemplu, pe vremea asta, lavanda, cu ce o pot stropi sau ce pot să-i dau? Poate cu feroci și mavric? Lavanda o puteți stropi și cu produs pe bază, dar eu vă recomand, are frunzulițe deja, îți vezi? Da, are. Dacă are frunzulițe vezi, atunci puteți să aplicați un fungicid. Amistar. Este cel mai recomandat pentru așa ceva. Amistar simplu, da? Da. Amistar simplu, puteți eventual, dacă tufa este densă, este aglomerație mare, că de regulă lavanda crește în tufă destul de mare. Da, ele au 2 ani, acum mai așa, mult, 30, puteți, 40, puteți să puneți și un insecticid să eliminați insectele care... Talentul Super, îl puteți aplica și acum. Și dacă am mavric, e bun mavric? Da. Sigur. Am înteles, deci fac în băiere, nu numai nu în băiere, viața, nu? Stropit superficial la lavandă. Pulverizați. Numai tratamentul din repaus vegetativ cu cupru, insecticid și ulei se face la îmbăiere. Restul tratamentelor se fac pulverizat, cu diuzele pompelor. Da, am înțeles. Așa, și gramajul la amistarul ăsta, fiola aia la 10 litri de apă, la nu? 10 litri de apă, da. Vă mulțumesc foarte frumos. Sănătate. Multă sănătate. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct.
Bună seara! Bună, bună seara. Seara! Mă numesc Constantin Preotu din Topoloc, județul Tulcea. V-am trimis săptămâna trecută un mail, nu știu cât mi-ați răspuns la el. Spuneți-mi care ce problemă. Că am tăiat pomii, am ceva pomii în grădină, grădina mea acolo la casă de la țară. A făcut tăierile de primăvară acum și vreau să vedem ca ce soluții mi-ați recomanda în perioada asta. Vă rog să vi le notați. Ce recomandăm noi? Noi recomandăm așa, în 10 litri de apă să puneți produsul pe bază de cupru, Cupferol, cu capa, 50 de grame. Tot în aceeași cantitate de apă să adăugați 5 ml de Mavric sau 2 ml de Karate Zeon sau 2 ml de Faster, unul Mavric din ele, da? Mavric sau 2 ml. Așa, sau 10 ml de Talent Super, unul din ele. Da? Și ultima dată 100 de mililitri de ulei. Fie că este este oil, fie că este un alt ulei pe bază ulei de rapiță. Deci 2 mililitri Karate Zeon. Unul, deci v-am pus din insecticidele ce le-am menționat, unul din ele. Nu toate. Și mai ce? În afară de Karate Zeon. Karate Zeon, Mavricum, da, Talentul notat. Super. A, deci 2 litri de Talent Super, nu? Da, unul din ele. V-am enumerat mai multe, că nu știu ce găsiți în fitofarmaciile, de unde v-a provizionat. Și oleomin sau ce să pun? Oleomin, estioil, toil. Sunt mai multe produse pe bază de ulei. 100 de mililitri. Le amestecat și faceți tratamentul la îmbăiere, cât se poate de repede. Repede, până pomii nu pornesc în vegetație sau până frunzulița este de dimensiunea unei urechi de șoarece și acest tratament îl aplicați pomilor fructiferi, viței de vie, arbuștilor fructiferi. Nu, numai pomilor atât, nu am viță de vie. Am înțeles. Mesaj era și pentru ceilalți care n-au ascultat timp de 2 luni de zile emisiunea și au ratat această informație. Bine, mulțumesc mult și o săptămână plăcută în continuare. Mulțumim, multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Vă ascultăm. Am o mică problemă așa, să mă trebuie pe dumneavoastră. M-am contrazis cu alte persoane. Am o mică lingvă de pomești și printre pomi vreau să semne niște trifoi. După am înțeles că are rădăcinile care se duc până la o jumătate de metru. Îl afectează pe pom? Nu îl afectează pe pom, nici trifoiul, nici lucerna, dar cultura este întreținută corespunzător. Și oricum nu influențează cu nimic. Puteți să-l semănați între pom, nicio problemă. Deci nu mi-a dat teama pentru că ei nu se aducă și nu se întâmplă nimic. Dacă vreți să semănați, puteți să semănați trifoiul alb, care e destul de pitic și ca un ornament în livadă. Orice masă vegetală care îmbracă pământul împiedică evaporarea apei. Deci apa va fi ținută mult mai bine la rădăcina pomilor. Probabil era discuția că sunt mari consumatoare de azot. Adică face concurență pomilor în consumul de elemente nutritive. Probabil acolo... Ele, și trifoiul și lucernea fixează azotul în sol. Da. Am înțeles acum, vă mulțumesc. Și am o mică problemă. Deci la noi în zona aici, eu locuiesc lângă București, da, în Ilfo. Așa. Și după ce eu am ieșit în bine, totuși și ăștia au început să-mi părească și m-am uitat printre mai ales la truni. Am foarte mulți stengă eu. Și am văzut că am început să albească puțin bobul acela. Acum a fost, i-am stropit uleiul cu toate ce... Dacă i-a stropit, e perfect. Acum să urmăriți când butonul floral se dezvoltă. Deci nu-i deschisă floarea. Se vede bobocul, dar e închis. Deci floarea închisă, în fază de boboc. Și atunci trebuie neapărat făcut tratament pentru gărgărița bobocilor. Am înțeles. Da? Am înțeles. Dar știți care
mă îngrijora așa puțin, datorită căldurii, vă luați puțin așa că în vârful cu popov, cum e ca vârful de drău acum, e ceva alb așa. Da. Mai trebuie să se desoacă, din punctul meu de vedere, nu-i boboc acolo. Acum se desoac foliolele mugurilor. Mai e până să vedeți bobocul. Are de crescut o codiță la floare, la inflorescență. Mai... Ce vă pot spune decât multă sănătate și toată sănătate de toată lumea trece la mulțumim, mulțumim frumos! Multă sănătate vă dorim! Știi că pesticidele chimice stresează plantele și reduc producția cu până la 30%? Și cauți o soluție antistres? Mai bine ascultă sfatul specialiștilor. Folosește Albit, biostimulator cu proprietăți antistres. Albit, dă putere plantelor. Alo, bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Vă urmăresc și m-ar interesa că n-am înțeles cum se numește soluția aceea cu care putem face întârzierea înmuguririi la pomi. Soluție cuprică anti-îngheț. Am înțeles anti-îngheț, care se dă când ne avertizează că va fi rece. Dar da. Ați spus de ceva cu care să întârzie înmugurirea... E același lucru, nu este un efect secundar. Aceeași soluție este, dar efectul secundar este de a întârzia intrarea pomilor în vegetație, pentru că ea conține glicerină. Iar glicerina este ca o cremă, face ca o peliculă pe muguri și mugurii se desfac mai greu din cauza că acea glicerină, peliculă, opune rezistență în desfacerea mugurilor. Nu câștigați foarte mult, foarte mult timp, dar... Există varianta să câștigați o săptămână sau două și să depășiți acest moment. Nu este o soluție 100% care să vă depășească. Că dacă dumneavoastră amânați cu două săptămâni, dar înghețurile apar în mai, tot n-am rezolvat nimic. Mai încercați dumneavoastră să vă aprovizionați și cu produsul Albit. Da. Sau, dacă nu găsiți Albit, am Algerol. Deci, astea sunt produse care elimină stresul plantelor vis-a-vis de condițiile climatice. Și cu asta să dau numai când ne avertizează. Da, numai când vă avertizează. Da, numai când când se anunță la buletinul meteo că vin în temperaturi scăzute și mare atenție că temperaturile și pozitive pot să afecteze unii pomi. Nucii sunt sensibili chiar și la temperaturi pozitive. Însă numai cu prima soluție, cu a doua soluție, cu Albitul sau cu Amagerolul, puteți să interveniți și pe vegetație. Nu este nicio problemă. Deci ei sunt și stimulatori. Bine. Produsele respective le puteți folosi și pe vegetație. Și dacă... Singura chestiune este că Albitul, ca Amagerolul, dacă îl folosiți, trebuie dat singur. Și dacă survin două perioade cu temperaturi scăzute la un interval mai mare de 14 zile, repetați aplicarea soluției anti-îngheț. Pentru că efectul soluției este doar de 14 până zile. Până în 14 zile. Mulțumesc! Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, mai facem o încercare, vă ascultăm. Bună seara, sunteți în direct. Alo. Alo. Bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. În telefon vă rog să ne ascultați și să vorbiți cu noi departe de televizor. Am înțeles. Vă ascultăm. Bună seara. Aș vrea să vă întreb... Spuneți. Lăsați televizorul, cu telefonul numai. Da. Spuneți. Aș vrea să vă întreb vertimiecul, când să-l folosesc? 8 ml în 10 litri de apă. Da, dar eu vreau să-l folosesc la măr. Câte tratamente să fac și când mai exact? La măr puteți să folosiți vertimecul 3-4 tratamente. Este un insecticid acaricid puternic, bun.
Bun, și perioada când îl folosesc? Primul tratament e când se desfac mugurii și apar primele frunzulițe. Posibil în muguri să se fie adăpostit acarienii, când se desfac foliolele, temperaturile sunt pozitive, ei pornesc la atac. Ăla este primul tratament cu Vertimec. După mai puteți aplica Vertimecul și după ce s-au format fructele, mărul s-a format și este cât o nucă. Mai puteți să aplicați Vertimecul, dar evident Vertimecul tot timpul în paralel cu un fungicid, Score, Topaz, da, Sistein, da, da. Forte, Luna, Experience, deci neapărat fungicid, insecticid, ideal ar fi în primele faze de vegetație. Și un produs pe bază de cupru, CEM sau CEMPION sau Funguran sau Triumf. Și în primele faze de vegetație să folosiți și îngrășămintele foliare, Foliplantul sau Fertitelul sau Bionatul și Albitul, pentru că ajută, fiecare produs se potențează reciproc, Albitul ajută ca efectul pesticidelor să fie mult mai bun, ajută absorbția elementele nutritive din îngrășământul foliar să fie mult mai bun și Albitul este și agent antistres și stimulator de creștere. Deci fiecare produs se va potența unul pe celălalt în momentul în care le aplicați împreună. Nu am folosit Albit, am folosit... Să folosiți, faceți o experiență. Folosiți la un pom în comparație cu ceilalți, să vedeți. Și atunci vă dați seama ce efect are produsul respectiv. Este foarte bun. Am folosit Delfam Plus, v-am spus. Da, tot. Deci agent antistres, o stimulator de creștere este. Mai aveți întrebări? Coragenul este bun la mări? Coragenul, da. Sigur, este un insecticid, îl puteți utiliza. La, da. la măr mai sunt și alte insecte, sunt afidele, sunt o grămadă de dăunători, o grămadă de moli sau mai știu eu, sunt o mulțime, fluturași mici pe care dumneavoastră puteți omorâ, fie cu coragen, fie cu Vertimec, fie cu karate, fie cu mavric, sunt o mulțime de insecticide care le puteți aplica în orice moment. Singura chestiune este... ca atunci când aplicați piretroizii, gen Faster, Fastac, karate simplu, nu karate zeon. Decis mega, să le aplicați fie seara, fie dimineața, mai devreme, să nu fie insolația puternică și căldura mare. Și legat de Vertimec, țineți de acest produs că se scoate de la comercializare. Și fiind un insecticid acaricid, bătălia mare este să combateți acarienii cu acest insecticid. El combate, evident, și ceilalți dăunători. Dar bine ar fi să-l țineți pentru acarieni, pentru că atunci când veți avea culturile atacate de acarieni, cu celelalte nu rezolvați problema. Da, atât am avut. Pe rămâna o seară plăcută. Multă sănătate vă dorim. Bună seara, sunteți în direct. Vă ascultăm. Alo, bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Să rămâne, doamna profesoare, să trăiți un profesor. Vă ascultăm. Alo. Da, vă ascultăm, sunteți în direct. Sunt din partea Timișoarei. Da. Vă rog frumos să-mi spuneți cu ce se tratez prunii, că fac mucegai fructele. Deci, acolo dumneavoastră aveți o problemă cu monilinia. În perioada... Ați făcut tăierile. Poftiți? Tăieri ați făcut la pomi. Da, le-am făcut și în toamnă și acum. Bun. Haideți, notați ce trebuie să vă cumpărați și să stropiți cât se poate de repede. Da. Deci, pentru 10 litri de apă. Da? Vă rog? Pentru 10 litri de apă vă spun rețeta. Da. Se scrie cu capa, Cupferol. Cupferol. Da, 50 de mililitri. Ferol, da? 50 de mililitri. Da. După aceea, karate zeon. Karate leon. 2 mililitri. 2 mililitri. Și... Estiuoil. Vă rog? Da, ați notat? Estiuoil. Un ulei. Ulei. Treceți, da, acolo ulei. 100 de mililitri. Da. Asta e ordinea în care le puneți în apă. Da, da. Și stropiți pomii la îmbăiere. Așa. A doua problemă. Vă rog frumos. A doua problemă.
La piersic. Cu ce dau acum? La piersic, cu aceleași substanțe cu care dați la toți pomii fructiferi dacă nu este în floare. Am dat. Cum? Alo. Da, vă spun. Ați dat cu tratamentul din repaus vegetativ cu ulei? Am dat cu ulei. La toți pomii ați dat cu ulei? La toți am dat. Atunci nu mai faceți, tăiați ce a zis domnul Ghibo adineauri. Am crezut că nu ați făcut tratamentul din repaus vegetativ. Am făcut tratamentul și în toamnă și acum. Deci, în toamnă cu ce l-ați făcut? Tot așa, cu ulei, cu... Ei, dumneavoastră n-ați înțeles subiectul, nu ne-ați ascultat de fiecare dată când trebuie. Deci cu ulei se face o singură dată pe an, fie toamna, fie primăvara foarte devreme, până în februarie. Acum ce să fac? Acum n-aveți ce face, lăsați așa, însă să știți de aici înainte, că așa se întâmplă. Acum dumneavoastră va trebui să așteptați să pornească pomii în vegetație și să apară butonul înainte de deschiderea florilor. Da. Și atunci să face următorul tratament. Ne ascultați săptămâna ce vine și vă spunem cu ce trebuie să faceți, da? Să vă aprovizionați, dacă vreți, cu produse, cu un insecticid, cum ar fi Mavric, cu un produs pe bază de cupru, cu score și cu îngrășământ foliar. Ideal... Nu am înțeles. Ei bine, bine, bine. Da, dacă aveți posibilitatea să vă ușurați munca, rugați pe cineva să vă comande, să vă fie mai ușor, să vă comande pachetul pentru sâmburoase de pe site-ul Casa Plant. În acel pachet aveți și graficul de tratamente, și momentul aplicărilor, și produsele pentru 10 litri de apă pentru tot anul. Deci dacă folosiți la un tratament 10 litri de apă, cutiuța pe care o vedeți în imagini va ajunge pe tot anul. Da. Înțelege? Da. Și mai ușor. Că și nu vă uitați pe hârtie ce trebuie să aplic, vă uitați, este în floare și a scuturat petalele și aveți produsele în pachet și știți și cum le aplicați și dozajul lor. Da. E mai simplu așa pentru dumneavoastră. Rugați pe cineva să vă comande pachetul pentru... Sunt mai multe pachete pentru fiecare cultură. Viță de vie, sâmburoase, semințoase, legume. Da. Deci astea se fac acum. Bine. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună seara, bună seara, domnul profesor. Bună o seara. Problemă, am niște căpșuni. Da. Cu ce pot să ierbicidez că ia schepir în el? Vă rog să notați. Da. Fusilade forte. Fusilade forte. Așa. Sau un alt produs. Pantera. Da. Da. Distruge numai pirul, numai iarba. Da. Buruienile cu frunza lată rămân. Și le pliviți. Da. Rămân de plivit. E săpat. Da, altă soluție. Încă o problemă. Domnul profesor, am niște orhidei. Da. Și are ceva așa ca maro, așa mărunt, gândesc că sunt niște, nu știu ce da. Să le apeiesc. Așa, pure, vă spun. Păduc țestoși. Cu siguranță aveți păduc țestoși. Sunt așa ca o carapace de broască țestoși. Maro, îți maro. Da. Deci, vă rog să notați cu ce să le tratați. Da. În 5 litri de apă. Da. Să puneți dumneavoastră următoarele produse. Da. Un pliculeț de nisorun de 5 grame. Da. Da. Ați reușit să notați. Da. Așa. Da. Și o fiolă de 5 mililitri de Mavric. Fiolă de 5 mililitri? Da, Mavric. Le dizolvați frumos. Apa o puteți păstra o lună de zile. Da. Și de acolo, o dată pe săptămână, luați într-o pompiță și stropiți toate orhideele. Nu le udați, le stropiți. Da. Deci 3 săptămâni la rând. Dacă faceți tratamentul lunea, 3 luni la rând, sau marțea, 3 marți la rând. Da. Da?
Bine. Vă mulțumesc frumos. Multă sănătate. Multă sănătate vă dorim. Apropo de păduchițe stoși, așa cum vi-a deschis și doamna foarte bine, arată pe frunze. În imagini vedeți lavița de vie și aici vreau să vă semnalam și să vă trag un semnal de alarmă. Vița de vie are scoarța exfoliată, iar sub scoarță, dacă vedeți, se află acești păduc țestoși tipic viței de vie. Uitați-vă bine și faceți tratamentele acestor dăunători, se adresează tratamentele cu ulei, pentru că ajunge și cu insecticizi să-i sufoci și să-i omoare, chiar dacă ei au început să fie activi, fiind temperaturile destul de ridicate din ultima vreme. Faceți tratamentele corespunzător, pentru că ei sunt foarte bine ascunși și trebuie combătuți. În vegetație, când ajungem să recoltăm, sunt din ce în ce mai greu de combătut și o să ajungă să sugă seva viței de vie și până la urmă vedem că vița de vie este tot mai debilă, mai, cu creșteri mai mici, până la urmă o pierdeți. La fel, păduchii aceștia țestoși apar în această perioadă, păduchii țestoși și lânoși la plantele ornamentale din interior. Verificați neapărat plantele ornamentale. La, pe dosul frunzelor, în dreptul nervurilor, la îmbinarea frunzuliței cu ramurile, acolo se ascund păduchii lânoși în prima fază, după care o să facă ei destul de mult puf și o să-i vedeți și cu ochiul liber, dar neapărat faceți tratamentele pe care vi le-a zis domnul Ghibu, repetate 3 săptămâni la rând, 3 tratamente la interval de o săptămână între tratamente. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, Spuneți. O întrebare am la dumneavoastră. Vă ascultăm, spuneți. Am cumpărat niște doroflori. Da. Și dacă mă ajută la legume, da, să-mi spuneți, vă rog, cum să procedez cu el. Vă ajută. Îl presărați pe pământ, acolo unde puneți legumele, îl încorporați în sol, cu sapa, cu grebla, cu motosapa, cu motocultorul. Cu grebla, ușor, la suprafață trebuie, acolo unde și semințele. Și după aia puteți să faceți rigolele, puteți să faceți gropile, să puneți ceapă, usturoi, morcov, pătrunjel, orice legumă. Puteți să puneți acolo, solul este mult mai afânat atunci când puneți doroflor sau teracalco. Că din aia am vrut să vă întreb pe dumneavoastră că doroflorul e tot ca teracalcolul? Aproape, dar tot cu aceleași calități vine, cu mai puțin calciu. Este bun, puteți să-l folosiți, nu este nicio teracalcul problemă. Este calciu pur, 98% calciu. Deci vine și cu un aport de calciu pe lângă faptul că îmbunătățește structura solului și corectează aciditatea solului. Foarte puține plante iubesc solurile acide, motiv pentru care noi administrând îngrășăminte cu azot sau îngrășăminte naturale cu urea, acidifiem solul. Noi trebuie să venim tot timpul cu un amendament, să tragem pH-ul solului din acid în neutru. Dacă eu am cumpărat 2 saci, 50 de chile, da. Și ălea îmi ajung pe ce suprafață? Pe aproximativ 3-4 ari. 3-400 de metri pătrați. No, bine, mulțumesc. Și încă o întrebare mai am. Acum se mai pot stropi pomii și zmeura? Absolut că se pot stropi, cât se poate de repede. Până când frunzulițele au dimensiunea unei urechi de șoare, ce mai puteți face tratamentele din repaus vegetativ? Un produs pe bază de cupru, insecticid și ulei. Cupridin i-o dat, e bun? Cupridin, da, insecticid și ulei. Na, bine, vă mulțumesc tare frumos. Sănătate. Multă sănătate. O seară plăcută. La fel, mulțumim, multă sănătate. Apropo de teracalco, vedeți că pe site-ul Verdon aveți și găleată cu teracalco garden și teracalco la sac de 20 de kilograme și pentru cei care fac agricultura mare, pentru că și în cazul grâului sau culturii mari este benefic să administrăm teracalco, există și la dozaj de tonă. Deci puteți și este recomandat și la cultura mare să aplicați teracalco, pentru că solul devine mult mai afânat și mult mai permisiv pentru rădăcinile plantelor. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo. Sunteți în direct. Alo. Bună seara, alo. Vă ascultăm. Să rămână, doamna Cristina, să trăiască, domn profesor. Trăiți dumneavoastră. În primul rând vreau să vă felicit pentru minunatele emisiuni pe care le faceți.
pe înțelesul tuturor și rezultatele să știți că sunt pe măsura așteptărilor. Ne străduim. Mulțumim și cu mare drag vă suntem alături. Da, am și eu câteva întrebări. Vă rog. O antevorbitoare a pus întrebarea referitoare la căpșuni, care pir verde și ați spus dumneavoastră să facă cu fuselei forte sau pantera. Da. M-ar interesa pantera în ce cantitate? La 10 litri de apă. Pantera 30 de mililitri la 10 litri de apă. Da. Ce cantitate de previcuri se poate, putem să prevenim căderea răsadului? O fiolă de 10 mililitri în 2 litri de apă. 2 litri și faceți de apă. Două tratamente la interval de o săptămână. Da. O altă întrebare. A mai fost pusă în emisiunea dumneavoastră, dar aș vrea să înțeleg mai bine. Am pierseți răsăriți din sâmbure. Cum am aruncat prin grădină, au ieșit pierseți. Da. M-ar interesa dacă se pot altoi, ei sunt pe anul 2 de vegetație. Se pot altoi, nicio problemă. Singura chestiune este cât se poate de repede, că el pornește acum în vegetație și momentul este de nota 100 dacă faceți acum altoirea. Am înțeles. Se poate lua altoiul de la piersecul bătrân? Lua de la piersecul bătrân, nicio problemă. De la orice piersec pe care vi-l doriți să-l aveți să fructifice. Deci puteți să recoltați ramurile altoi de la piersecul care l-ați mâncat și v-a plăcut. De acolo luați crenguțele, ideal ar fi să le luați în ziua în care faceți altoirea. Fiindcă mugurii deocamdată nu sunt pleșniți. Acum este cât momentul. Cât de repede dacă vreți să faceți altoirea în acest moment. Da. Și vă cumpărați și un produs, arbocoli spune, să închideți rănile acolo, să nu pătrundă unde tăiați, în tăietură să pătrundă apa. Atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cei care folosesc ierbicide și mai ales pe cultură, atunci când ierbicidați o cultură, pe vegetație. Folosiți alături de ierbicid produsul albit. Ajută ca buruiana să absoarbă mult mai bine ierbicidul și planta să nu sufere un stres din cauza fitotoxicității date de ierbicid. Da. Deci vine cu două calități. Burienile mor mai repede și planta nu suferă un stres, planta de cultură. Oricum și plantele de cultură, să înțeleagă toată lumea, și plantele de cultură, în momentul când se aplică ierbicidul, ele stagnează un pic și ele simt că e un necaz. Însă nu sunt afectate așa de tare ca și buruienile. Am înțeles. Acum un sfat așa general. Cum am putea, deci în afară de a folosi soluția anti-îngheț, cuprica anti-îngheț, fiindcă pomii deja cireșii aproape mugurile să pleznească. Puteți să faceți în felul următor. Să adunați dumneavoastră niște resturi vegetale, frunze, crenguțe, mai știu eu, le dați foc și udați un pic, să facă fum în momentul în care se anunță temperaturi scăzute. Da, da. Da. Vă mulțumesc frumos și vă doresc multă sănătate. Asemenea. Și emisiuni tot mai plăcute. Țineți-o tot așa că e foarte bine. Mulțumim sănătate, frumos, multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Românile. Bună seara. Vreau să pun o întrebare care puțin are tangențe cu răspunsul care tocmai ce l-ați dat. Era vorba de caii din zona de sud a țării, care deja înflori lângă București. Da. Acum, problema, întrebarea mea era dacă pe floare se mai poate da cu soluția anti-îngheț, adică mare efect. Dar s-au anunțat temperaturi scăzute? Temperaturi scăzute nu, dar mi-e tare teamă pentru că... Nu se întâmplă nimic, săptămâna asta nu se întâmplă nimic și într-o săptămână se face polenizarea și nu o să aveți probleme. Pe floare nu recomandăm să aplicați... Deci nu-i recomandăm. Nu. Am înțeles. A doua întrebare, domn profesor, este în legătură cu
Erbicidul Stompu Aqua. Da. Am semănat... Spuneți. Da, am semănat niște ridichi și morcovii. Da. Am dat, după ce am semănat, am stropit cu Stompu Aqua. Problema... El are efect la temperaturile acestea în jur de 10 grade? Nu se întâmplă nimic. Erbicidul Stomp Aqua este erbicid pelicular. Două luni de zile nu răsare nicio buruiană. Deci el nu are restricții la temperatură. Când răsar buruienile, el oprește răsăritul buruienilor. Am înțeles. Și cu revenire la prima întrebare, totuși la caisul, că este înflorit. În caz dacă apar totuși înghețuri, cea mai bună soluție este albit. Să facem fum. Albit. Fum, da, fum, ca să nu afecteze rămurelele și pornirea în vegetație. Și puteți să folosiți în primele faze de pornire în vegetație, la cultură, soluția anti-îngheț, dar într-o doză foarte, foarte mică, 2%, adică 200 de mililitri în 10 litri de apă, da? 200 de mililitri. Și albitul e bun, și albitul? Și albitul este bun, dar pentru albit aveți nevoie de masă foliară. Deci când sunt frunzele și le vedeți. Am înțeles. La cais, dacă este avansată floarea, apar și primele frunzulițe. Uitați-vă că apar și primele frunzulițe. Da, da. Bine, mulțumesc frumos, domn profesor, sănătate. Și felicitări. Mulțumim, multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Să rămână. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domnul inginer. Bună seara. Alo. Spuneți, vă ascultăm la telefon. Da, am o grădină de legume de vreo 10 ani. Da. Pe care pun legume, cartofi și pe restul porumb. Da. Și am foarte multă tătăneasă și vrean. Da. Singura chestiune o puteți rezolva în felul următor. Dumneavoastră ați pregătit terenul. Acum, este arat? E arat, da. Dacă este arat, lăsați să răsară buruienile. Astea răsar între primele. Și după ce au răsărit... Tătăneasa nu răsare prea repede. Cum? Tătăneasa nu răsare așa repede. Dacă nu răsare tătăneasa repede, nu este nicio problemă. Dumneavoastră, după ce puneți morcov, pătrunjel, ceapă, usturoi, fasole, mazăre, da, ați pregătit terenul, ați semănat ce v-am spus. După care aplicați produsul Stomp Aqua sau Pendigan sau Pendisol. De Stomp? Stomp sau Pendigan sau Pendisol. Pendigan, Pendisol. Așa. Și cu siguranță buruiana, ce mi-a spus tătăneasa, o să răsară, dar să usucă. Și asta nu afectează cartofii sau porumb? Nu afectează. Ce se întâmplă? La cartofi se poate face în felul următor. Nu ați să pregătiți terenul, plantați tuberculii de cartofi. Da. Da? După ce ați făcut bilonele, lăsați să răsară cartoful. Răsare și tătăneasa. Da. Așa. La prima prașilă o omorâți, o tăiați și faceți bilonarea. Puneți pământ pe bilon. Da? Da. Faceți erbicidarea cu Sencor sau Lexone sau Surdone. Da? Puteți să folosiți și Stomp Aqua, nu este nicio problemă. Dar nu mai aveți voie să săpați deloc acolo. Am înțeles. Nici la cartofi, nici la morcov, nici la pătrunjel, nici la ceapă, nici la usturoi, nu mai aveți voie să săpați deloc. După erbicidare. După erbicidare. La fel pentru roșii, ardei, vinete. Puteți să folosiți Stompul sau Pendiganul sau Pendisolul în felul următor. Pregătiți terenul, îl erbicidați și după erbicidare faceți numai găurelele unde puneți răsadul. Da, da. Nu mai săpați peste tot. S-a terminat cel puțin două luni jumate, nu vă crește nicio buruiană acolo. Iar la porumb, dacă
puneți porumb, sunt produse N plus 1, care se aplică pe vegetație, vă spun eu, la momentul respectiv. Am înțeles. Când ați semănat porumbul și porumbul în 4-6 frunze, se pot aplica erbicidele fără nicio problemă, omoară tot și rămâne terenul gol, numai porumbul rămâne. Bine, bine, bine. Teracalco, da. Unde găsesc în Cluj, oare? În Cluj? Da. În Cluj îl găsiți, notați o adresă. Albiei, da. Albiei 4. Strada Albiei? Numărul 4. Da, da. Acolo îl găsiți. Bine, bine. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, multă sănătate. Vă dorim, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva momente.